în luna noiembrie va fi foarte important să facilităm cât mai mult funcționarea acestui sistem și să avem un feedback, deci să avem reacția oamenilor, tuturor părților interesate și să vedem cum putem corecta sau îmbunătăți întregul mecanism în luna decembrie. Am avut o situație mai bună în noiembrie, că am avut zile destul de calde. Eu sunt sigur că va fi un șoc pentru oameni facturile, pentru că, într-adevăr, au crescut prețurile foarte mult și chiar cu compensația pe care o oferim, înțelegem că va fi greu. Dar totuși, în noiembrie, nu s-au folosit resursele energetice așa cum se vor folosi în lunile de iarnă, decembrie, ianuarie, februarie. De aceea este foarte important să avem această analiză și să îmbunătățim sistemul înainte de următoarea lună.